dacă simți că ți se amorțește mâna, poate fi din mai multe motive. Poate fi din cauza cervicalgie sau tunel carpien. Astea sunt legate tot de la stat la birou și poziția pe care o avem. Cervicalgie, în principiu, amorțesc aceste două degete și durerea se duce de la umăr până la mână. Tunel carpien afectează doar mâna și în principiu e din cauza cum ținem mouse, cum scriem pe tastatura. Dacă stăm vreo 6-7 ore într-o poziție care nu e o poziție naturală, o să ne afectează încheiatura și dacă nu avem grijă să rezolvăm chestia asta, va fi posibil să rămânem blocat cu degetele și nu e frumos, nici nu e clar plăcut. Asta în cazul de cervicalgie se poate rezolva destul de ușor prin masaj. În caz de tuner carpien, sunt niște exerciții pe care le putem face pentru a rezolva problema, dar în principiu sfatul meu e să facem toate controlele necesare care pot fi RMN-ul, să ne ducem la un doctor și va fi eventual necesar un doctor, un medic specializat în argumentul ăsta.